Bună ziua! Bun găsit la o nouă emisiune pe temă de educație, așa cum v-am obișnuit pentru fiecare săptămână, încercând să găsim cât mai multe răspunsuri pentru greu cu educația. Căutăm valori, căutăm pasiuni, căutăm profesori care să poată să vină să ne împărtășească diverse experiențe minunate care caută cumva să transforme sau să aducă școala în poziția pe care ne-o dorim cu toții. Adică așa cât să formăm noile generații pentru un viitor pe care îl așteptăm și pe care vrem să-l trăim frumos. Astăzi alături de mine se află domnul profesor Liviu Drăghici. Bun venit, Liviu, și mulțumesc că ai acceptat invitația. Bine v-am găsit, mulțumesc și eu de invitație. Să rămână salutări echipei Dada TV și urmăritorilor noștri. Mă bucur tare mult, știi că am avut emoții dacă să te invit, dacă vii, dacă nu vii, dar noi știind că facem parte dintr-o comunitate de asta în care chiar vorbim mult, m-am gândit că trebuie neapărat să te conving să ne împărtășești din ceea ce faci frumos, pentru că ai atât de multe lucruri frumoase. Da, înainte de asta te-aș provoca să ne spui și nouă ce faci tu, de unde vii, unde lucrezi, cu ce te ocupi. Ok, sunt Liviu Drăghici, așa cum ai menționat la început. N-am fost profesor dintotdeauna. Inițial am dat la un liceu economic, la liceu colegiu economic actualmente, ca să învăț la vremea respectivă, undeva prin anii 2000, să am propria mea fermă de vite, pentru că îmi făceam vacanțele la țară și trebuia să merg cu vitele și nu-mi plăcea și mă gândeam eu că dacă dau la economic, altcineva va face asta pentru mine. Și așa am luat cumva contact în prima fază cu antreprenoriatul. Am avut prima firmă în anul 2 de facultate, după care a venit o multinațională din telecomunicații aici în Ploiești. M-am angajat acolo pentru vreo 8 ani, după care am zis că e momentul să dau curs unui alt vis de-al meu, acela de a fi profesor. Nu mi-a ieșit din prima, deși am luat o notă bună la examenul de titularizare din 2015, n-a fost suficient pentru că erau posturi puține. Abia în 2016 am intrat în învățământ, am fost un an la Câmpina, la un colegiu de acolo, și din 2017 sunt la Colegiul Economic, actualmente și la Liceul Victor Slăvescu, pe același profil. Pe lângă asta am o locație în Ploiești unde facem petreceri de copii educative, le zic eu, inspirate din teoria inteligențelor multiple a lui Gardner, și unde mai facem tot felul de evenimente de-astea pentru comunitate. Pentru comunitate și pentru educație, pentru că tot ce faceți voi acolo are legătură cumva cu o formare a tinerilor, cu o dezvoltare personală, să zicem așa, nu? Păi exact cum ziceai la început, până la urmă trebuie să ne asigurăm cumva și viitorul. Și mă refer și la viitorul din punct de vedere financiar, știi că e acea replică, ei îmi plătesc mie pensia, dar și la viitorul din punct de vedere, nu știu, social. Da? Și atunci încercăm, atâta cât putem, că nu suntem nici noi perfecți, să facem lucrurile cât mai bine pe zona asta a educației. Uite că antreprenoriatul a rămas, chiar dacă ai trecut în sectorul acesta al educației ca și profesor, rămâne și pasiunea de bază. Rămâne și să știi că pe mine mă ajută. Eu predau discipline economice și faptul că am lucrat 8 ani într-o multinațională, faptul că mă lovesc de ceea ce le spun elevilor mei, mă ajută să vin cu exemple concrete. Adică aplicațiile pe care le facem la contabilitate, de exemplu, de multe ori sunt cu documente reale aduse de la mine din firmă. Foarte tare, și dacă ei învață lucrurile concret, cu siguranță le rețin mult mai ușor decât dacă le-ai dai informativ teoretizat cu liniuță de la capăt. Da, în perioada asta cu învățământ online, când era pandemie, le-am pus pe Classroom, pe platforma pe care o foloseam pentru învățământ online, balanța de verificare, un document contabil, sintetizator de la firma pe care am pomenit-o. Și dirigintele fiind în grup, mi-a scris pe o platformă din asta socială, zice, auzi, tu le-ai pus ăstora balanța reală pe grup? Zic, da, pentru că dacă știu să o interpreteze, atunci înseamnă că am făcut ce trebuie. Dacă nu știu să o interpreteze, e ok că le-am pus-o, că n-au ce să facă cu ea. Am înțeles, adică nu știu să o interpreteze. Oricum era bine, da. Era în regulă. Care a fost momentul în care ai ales să faci saltul de la a lucra într-o multinațională sau într-un alt domeniu, să ajungi în educație, să fii profesor? În educație am vrut să fiu înainte să fiu un multinațional. Eu am dat, după ce am terminat economicul, am dat la facultatea de management și acolo am făcut acel modul psihopedagogic
Și am avut câțiva profesori de vocație, domnul profesor Albu, Dumnezeu să-l odihnească, și domnul profesor Emil Stan, și am zis, ok, într-o zi o să fiu și eu așa. Deci vorbești despre niște nume, i-am cunoscut și știu foarte bine modul în care reușesc să transmită pasiunea. Exact. Până la urmă, despre asta ar trebui să fie educația, despre pasiune. Nu mi-a ieșit din prima, pentru că m-am dus în multinațională, unde se câștiga destul de bine. Doar că prin finalul anului 2014, când aveam deja copil și îl vedeam destul de rar și mai mult dormind, am zis că e momentul să fac o schimbare și să mai fac ceva și pentru sufletul meu. Și am deschis acea locație de care am pomenit și am trecut în învățământ. În învățământ. Și acum lucrez la liceu. Ce e plăcut și ce e greu la liceu în ziua de azi? Pentru mine aproape totul e plăcut. Pentru că eu sunt în liceul pe care l-am terminat. L-ai parcurs, exact. Acolo a fost. Pentru mine să țin ore în sala în care am fost eu elev aduce o emoție în plus. Să am colegi acum, o parte dintre foștii mei profesori. Iar e o chestie foarte tare. Nu știu cum vede cineva din afară chestiunile astea, dar pentru mine sunt niște aspecte destul de importante. Și eu când am intrat în învățământ am zis ori economic, ori deloc. Și m-a sfătuit cineva, zice, ok, dacă tu stai până prinzi post la economic, o să ai de stat. Alege un post, oricare ar fi el, și pe urmă poți veni în următorul an, dai din nou examen și vii la economic. Și fix așa am și făcut. Foarte frumos și cred că ai simțit așa succesul pe deplin, mai ales că ai ajuns în locul în care îți doreai să fii. Uite, o să-ți spun o povestioară. Coboram după prima zi de profesor în economic, coboram pe scările profesorilor și în capătul scărilor era doamna profesoră de matematică. O doamnă, cel mai blajin profesor de matematică pe care l-am cunoscut, dar eu aveam în continuare acel, nu știu... Tracul elevului. Exact. Și m-am gândit, zic, ok, stai că acum am voie pe aici. Și zic, wow, ce bine e, doamnă, să cobori pe aici, să nu se ia nimeni de tine. A început și doamna să zâmbească, a fost foarte tare. Foarte frumoasă experiența între și eu asta. În primii mei ani de învățământ am fost colegă cu fosta mea învățătoare. Da, mi se pare că e și mai, impactul da, e și mai mare. Pentru că, vezi, sunt oameni care ne influențează, sunt oameni de la care ne rămân lucruri ce ne ajută în tot ce parcurgem și în tot ce facem noi mai târziu. Și cred că profesorul este unul dintre acești oameni. Profesorul vorbind general, pentru că sunt profesori și profesori. Hai să fim serioși. Bine, că nu putem să generalizăm nici într-un sens, nici în celălalt. Nici cu siguranță sunt multe de făcut în învățământ, dar sunt și multe lucruri frumoase care se întâmplă. Și uite, de asta am ales eu titlul emisiunii noastre de astăzi, Efectele profesorului pasionat, pentru că aș vrea să ne referim la acest segment, mai ales că tu, intrând în învățământ acum și făcând acolo ceva ce îți place și transmițând ceva din pasiunea ta pentru antreprenoriat către elevi, simți că îi miști? Da. Ultimii 12 angajați pe care i-am avut din 2017 și până acum, mă rog, pe unii încă îi mai am, sunt foști elevi de-ai mei. Care au vrut să vină acolo, care se duc între timp și la facultate și cei doi pe care i-am acum sunt și bursieri, deci și lucrează, sunt și bursieri și învață și cum să pună problema în relația cu clientul. Învață și un pic de economie aplicată, învață și un pic de marketing și când pleacă, pentru că după un an, doi, trei maxim când termină facultatea, pleacă, dar pleacă cu niște bagaje, cu niște cunoștințe practice pe care eu, după ce am terminat liceul, nu le-am avut. Nu, pentru că noi am făcut și cred că am terminat mai demult liceul decât tine, dar cred că noi am avut parte de mai multă teorie, nu am avut aplicațiile astea și modul ăsta de lucru pe care tu îl folosești la clasă și care e extraordinar de util. Și în momentul în care termin liceul și ai terminat, da, ai un bagaj de cunoștințe, dar practic ce fac? Exact, ce știu să fac, că despre asta e vorba. Încă am o glumă cu ei, când îi învăț să completeze registrul de casă, noi facem asta și în clasa noua la contabilitate, dar îți dai seama, dintre a noua până în anul întâi de facultate, lucrurile se mai uită. Și chiar le zic, băi, și zic, nici nu pot să dau vina pe ăla cu care ai făcut, că ai făcut cu mine.
Da, da, vezi că sunt lucruri pe care trebuie să le exersezi și da, să le reiei ca da? Să poți să le... Și pe urmă devin, intră cumva în rutină și devin automatism. Da. Aș vrea să vorbim acum, e evident că în momentul în care elevii vin și se angajează și învață de la tine, din firma ta și modul în care se conduce o firmă și modul în care se lucrează într-o firmă și pe urmă pot gestiona și pot să se ducă mai departe, e evident că e o stare de apreciere pe care o simți, pentru că vine elevul către tine. Dar ca profesor, mai e un moment pe care eu îl știu și despre care vreau să vorbești tu. Când te-ai simțit cel mai apreciat ca profesor? Ca profesor? Sunt multe momente. O să fac referire la două. La unul în care recunoașterea a venit formal. Și mă refer aici la Gala Merito, care este un proiect foarte, foarte frumos al Romanian Business Leaders. Oamenii aia sunt selectați acolo după niște valori și așa cum am zis la discurs, când am ținut discursul în fața ministrului, e singurul premiu care m-a căutat el și pentru care n-a trebuit să depun nicio hârtie. Și el a fost unul dintre momentele frumoase, să vezi atâta lume acolo. Și eu îi cunoșteam pe antreprenorii aceia pentru că eu îi urmăresc ca antreprenor și îi vedeam acolo lângă mine pe scaun. Aveam scaun în primul rând și lângă mine era Dragoș Petrescu, pe care îl vedeam la televizor. Și îl vedem încă. Exact. Și, da, a fost un moment. Plus că acea comunitate are o activitate continuă. Adică facem tot felul de proiecte, tot felul de cursuri, suntem consultați pe diferite inițiative și așa mai departe. E cancelaria pe care n-am avut-o niciodată, așa îmi place mie să-i spun. Și o cancelarie națională. Și o cancelarie națională, da. O simt, știu despre ce vorbești, simt aceeași experiență. Eu sunt într-o altă comunitate care... Care are legătură cu... Da, da, da. Vorbim de supertici, nu? Nu numai de supertici, și de Aspire, și de Aspire Teachers. Okay. Pentru că ai văzut, la un moment dat ne întrepătrundem și ne întâlnim și inițiem proiecte, dar toate lucrurile astea ar trebui cumva să ajungă într-o formă aplicabilă în toate școlile din România și să fie preluate de minister. Și eu, sincer, intervenția ministerului abia de anul ăsta am simțit-o. Cu siguranță lucrurile se vor mișca. Nu te aștepta să se schimbe sau nu vă așteptați să se schimbe lucrurile peste noapte, dar cu siguranță, cu pași mici și din om în om, vom ajunge să schimbăm ceva în bine. Ăsta a fost primul moment. Spuneam că au fost două. Al doilea, eram în primul meu an la economic. Am venit undeva prin ianuarie, pe semestru 2, a fost concursul de director, s-a schimbat directorul, au rămas niște ore la plata cu ora și m-au sunat de la inspectoratul școlar și le-am preluat eu. Și deși lucrasem doar, nu știu, nici un semestru întreg nu cred că era, cu o clasă, la ultima întâlnire cu ei, câțiva dintre ei pur și simplu aveau lacrimi în ochi. Și m-am făcut că îmi strâng lucrurile să nu mă uit în ochii lor. Că pentru că te emoționai da? La fel. Și după aia, atenție, eu sunt om de stadion, da? Eu mă duc, după aia, după ce au plecat ei, am rămas în clasă și am plâns. Trebuia să țin o oră unei colege care avea ceva treabă, programare la medic sau nu mai știu, și mă suna colega, zice, hai, nu vii că trebuie să plec, dar nu puteam să mă duc pentru că aveam ochii umflați de plâns. M-am dus, m-am spălat un pic pe față și după aia, ăsta a fost momentul când mi-am dat seama că merită. Da? Dincolo de toate greutățile, atenție, în învățământ nu e numai lapte și miere, da? Ce știți că e, e. Condițiile sunt alea pe care le știți. Salariile sunt alea pe care le știți. Nu știu, piedicile sunt alea pe care le știți, dar lucrurile astea îți aduc un gen de satisfacție pe care în multinațională nu l-am avut. Aici simți, într-adevăr, acea satisfacție morală care exact. Te îmbogățește și îți împlinește sufletul. Deci o emoție ca asta pe care ai trăit-o, nu știu dacă o poți trăi în altă parte. Asta zic și pentru mine a fost clar dovada că fac ce trebuie, fac cum trebuie și e bine să merg în continuare pe drumul ăsta. Păi un așa feedback frumos de la elev, sigur că da. Și sincer. Că așa dacă le dădeam poate o hârtie să scrie ceva, ar fi scris veneau acolo... câteva rânduri. Exact. Dar să le vezi reacția
și să-i vezi, nu 1-2, să vezi aproape jumătate de clasă în aceeași situație, e clar că acolo s-a mișcat ceva, s-a aprins ceva. Ai atins un punct sensibil. Exact. Foarte frumos tot ce-mi povestești, însă n-aș vrea să trecem atât de ușor peste partea aceasta cu premiul primit de la Merito, pentru că ei nu acordă premii așa oricum, ci după ce văd calitatea lucrului la clasă, calitatea, lecțiilor și activităților. Spune-ne o activitate care i-a impresionat și unde ai simțit că ei au văzut în tine sclipirea. Nu știu. De multe ori când văd oamenii de acolo, îmi pun problema, oare ce caut eu printre ei? Dar am aflat cum se desfășoară selecția la ei. Sunt niște propuneri pe care vin din partea elevilor, din partea părinților, din partea profesorilor sau altor oameni. În anul când am primit eu premiul, am fost vreo 600 de oameni, după care ei încep un proces ca la headhunting cu vânătoarea de capete de la multinațională. Da? Caută tot ce e în online despre omul respectiv, apoi trimit mystery shopperi în școală să ceară păreri, apoi cer detalii din comunitate și abia după aia să iau o decizie. Nu știu și n-au vrut să-mi spună, au zis că e ca la Nobel, 50 de ani, nu o să știu cine m-a nominalizat. Nu știu, probabil faptul că lucrez aplicat, nu știu, probabil faptul că fac cu elevii mei chestii aplicate. De exemplu, i-am trimis la bancă să se intereseze de un credit. Nu să facă un credit, ci să afle care sunt condițiile pe o situație dată. Adică asta era una din temele pe care le aveau de rezolvat? Exact, exact. Chiar acum, după vacanță, unii dintre ei trebuie să vină să-mi dea cifrele și să facem niște comparații apropo de impactul unui credit, de impactul avansului și așa mai departe. Nu știu, au fost multe, nu știu, cred că e un cumul de factori. Îi pui în contact cu viața reală, îi pui în contact cu lucrurile de care se vor izbi ca adulți. Ei află lucruri pe care vor ști să le gestioneze la un moment dat. Și știi care e partea cea mai tare? Pentru că orice schimbare la început e privită cu reticență. Și îmi spuneau, domn profesor, dar dacă ne facem de râs? Dar dacă nu ne primesc? Și s-au întors acum și îmi spun, domne, am fost la banca nu știu care și a venit doamna directoare de la bancă și ne-a dat, uite, mapa asta cu detalii, ne-a prezentat prin bancă, sau am fost la banca nu știu care și era o fostă elevă de-a dumneavoastră și ne-a primit, da? Și e și pentru ei un ascendent moral, e și pentru ei un plus de încredere treaba asta. Să depășești pragul ăla, bariera aia, a rușinii de a vorbi, a rușinii de a întreba. Deci tocmai momentul în care îi stârnești să prindă curaj, curajul ăla o să le aducă răspunsuri de care au nevoie. Asta zic, puțin, pas cu pas, deși citez o carte cu același titlu și nu asta a fost intenția, cred că lucrurile o să se schimbe în bine. Dacă creăm comunități, că și ce faceți voi aici la Dada TV cu emisiunea asta, mi se pare o chestie care va contribui semnificativ la dezvoltarea învățământului aici în Prahova. Pentru că Numai, să știi că e văzută la nivel național. Poate se uită cineva astăzi, cineva săptămâna viitoare, cineva peste două săptămâni și se gândește, uite că se poate și altfel, da? În ciuda greutăților cu care ne confruntăm, și nu vreau să discutăm despre asta, că le știm, se poate și altfel. Din tot ce am vorbit noi până acum, e cam așa, un fel de răspuns la ceea ce chiar voiam să te întreb. Dacă ai schimbat ceva în școala de astăzi, la modul general, ce ai schimba? E o întrebare grea asta. Și hai să luăm măcar un aspect. Știu că-s multe. Eu aș renunța la hârtiile astea inutile și la acea adeverință, la sfânta adeverință. Adeverința este nebunie. Nu sunt la punct cu metodologiile și nu știu ce la ce folosește. Înțeles că sunt niște gradații de merit sau ceva de genul ăsta, dar cred că adeverința, în loc să ne ajute, mai rău ne înfrânează. Și am avut câteva experiențe. Am participat la un curs de investiții unde era și un cadru didactic. Și la sfârșit, oamenii au avut o sesiune de întrebări și răspunsuri și te las pe tine să ghicești ce întrebare a pus doamna învățătoare. Se dă adeverință? Se dă adeverință. Știu. Da? Și mie mi s-a părut, oamenii n-au înțeles ce fel de adeverință. Că ei nu concepeau așa din privat. Eu care știam la ce se referă, mi s-a părut, ok, dar noi nu mai învățăm nimic pentru noi?
Da. Noi învățăm doar pentru hârtie. Atunci hai să facem o tiparniță de adeverințe, dăm la toți. Da. Nu. Asta cred că aș schimba. Uite, eu când am plecat la Aspire, la Supertici, la toate cursurile pe care le-am făcut, n-am plecat nicăieri pentru adeverință, pentru că nici nu știam dacă se dă adeverință. La Aspire nici nu ne-au dat adeverință. După ce am parcurs, bă, dar noi am făcut aici niște lucruri, noi cum putem să dovedim că totuși am avut niște proiecte pe care le implementăm și care își găsesc locul în școala noastră și fiecare s-a dus la școală cu ceva nou și a aplicat. Și atunci am făcut cumva o formalitate, dar nu era adeverința. Da, dar adeverința este efectul, nu cauza. Da. La mulți dintre noi adeverința e cauza. Mă duc acolo să-mi dea adeverință. Exact. Nu. Hai să mergem acolo să învățăm ceva. Hai să facem ceva. Și pe urmă avem timp și de adeverințe. Da, da, asta cred că aș schimba așa în primă fază. Pentru că în felul ăsta libertatea profesorului de a alege ce-i trebuie și de unde învață va fi mult mai mare. Nu să caute să îmbogățească un dosar cu aceste adeverințe care, da, îl sprijină în obținerea gradației și gradația, acum că tot am ajuns să vorbim despre ea, mi se pare că ar trebui să pună în valoare exact munca de la clasă. Da, mă, crezi că adică eu nu știu în ce constă gradația asta? Eu știu. Am făcut un dosar de gradație și a fost crunt. Dar implică, mă gândesc că implică ceva bani de așa înghesuială. Da, este un spor care se acordă la salariu. Adică iei ceva bani în plus, cum este și gradul didactic care ți-aduce un plus. Doar că gradația se acordă pe o durată de 5 ani. Atunci și din 5 ani trebuie să începi să lucrezi din nou dosar ăla cu adeverințe și nu numai. Și știi care e partea grea? Pentru mine, care a fost partea grea? Eu am făcut o grămadă de lucruri, am făcut o grămadă de proiecte. N-aveam adeverință. Pentru că nu știu dacă e bine să intrăm în discuția asta. Eu nu o să aplic niciodată și mă uit la cameră, nu o să aplic niciodată la gradație de merit. Dar pentru tine s-ar putea să-ți facă rău faptul că am abordat discuția așa. Nu, pentru că sunt de acord. Numai că mie mi se pare că acolo, pentru a obține acest spor la salariu, trebuie valorizat exact modul în care, uite, spre exemplu, cei de la Merito fac investigația, în care să se vadă plus valoarea la elevii pe care îi instruiești. Pentru că acolo este cheia. Dar ar trebui să fie efectul, da. Da. Nu în câte cursuri am parcurs sau câte manuale am scris sau câte articole. Sau... Acum, dacă mă provoci la discuția asta, mie mi se pare un paradox că avem procentul de promovabilitate la bacalaureat pe care îl avem. Și atenție, eu nu-l calculez după modul în care îl calculează ministerul. Eu îl calculez așa, ok, acum 12 ani, câți au început clasa 1? Atâția. Ok, câți au ajuns să ia bacul? Și o să vezi că procentul este mult mai mic decât ăla care se dă pe la televizor. Și eu nu înțeleg, și s-ar putea să-mi atrag antipatia unora dintre colegii noștri, cum noi putem fi 90% bine și foarte bine, da, și doar 30-40% din copiii care au început acum 12 ani să ia bacul. Da, undeva foarte... pe drum ceva se întâmplă greșit. Se întâmplă greșit. Se întâmplă greșit. Uite, că am ajuns la elevi și că ei parcurg anii ăștia și unii se duc până la capăt, unii renunță și abandonul trebuie neapărat văzut. Să găsim modalitatea prin care să renunțăm la el. Dar ce nevoie au elevii și nu le simt profesorii? Mai ales acum după pandemie, când fiecare stăteam în spatele monitorului propriu și discutam cum discutam, cred că e și sunt și nevoi din astea psihologice, afective. Și n-aș zice că numai elevii le au, că și profesorii le au. Da? Adică n-a fost greu numai pentru elevi. Impactul a fost semnificativ și pentru profesori. Și ar trebui găsită o soluție. Nu știu care e la momentul ăsta, pentru că acei consilieri sunt puțini. Ar trebui găsită o soluție și pentru elevi, dar și pentru profesori. Pentru că educația n-ar trebui să fie doar transmitere de cunoștințe. Trăim totuși în epoca internetului. Informația e la un click distanță. Da. Ar trebui să fie mai mult decât atât. Ar trebui să fie relație, ar trebui să fie motivație. Dar și profesorii au și ei nevoile lor. Uite, pentru asta eu am un răspuns. Chiar sunt curios să-l aud. Am un răspuns pentru că am parcurs cursul de mentalitate deschisă în educație. Am citit cartea. Ai citit cartea. Am citit cartea. Cartea prezintă câteva aspecte. Sunt modelele de bune practici, așa cum tu vii și îmi spui mie cât de frumos ai făcut treaba.
cu balanța și cu modul în care instruiești copiii și acolo sunt câteva aspecte prezentate concret în modul în care s-au întâmplat. Dar cursul în sine, parcurs, cap-coadă, 100% prezență, deci eu m-am dus acolo nu ca să iau adeverința, m-am dus ca să văd ce pot să învăț și m-am învățat extraordinar de mult pentru că prin modul în care eu am ajuns să-mi însucesc acele, știu și eu, concepte, le cunoșteam dinainte, dar nu mi-erau structurate așa. Nu erau structurate în felul ăla, da. Și nu le puteam îmbina în felul ăla. Pentru că noi în permanență trăim într-o mentalitate închisă. Eu m-am dus la curs că eu sunt cu mentalitate deschisă, am o energie bună, sunt foarte optimistă, văd binele în toți oamenii, deci mie mi se părea că asta înseamnă mentalitate deschisă. Greșit? Nu. Acolo am aflat că nu. Și după ce am parcurs acest curs, mi-am dat seama cât de mare valoare ar da lucrului în școală, fiind parcurs și de profesori, și de elevi, dar și de părinții elevilor. Bun, și acum o să schimbăm un pic rolurile, chiar dacă nu se face. Cineva care se uită la noi și vrea să se înscrie și vrea să facă acest curs, cum o poate face? Există pe site-ul Supertici toată informația, doar trebuie să caute acolo în secțiunea de curs și o să afle toată informația care e parcursul în care se pot înscrie la acest curs, mai ales că acum, apropo de adeverințe, cursul nu a fost cu adeverințe, cursul se făcea pur și simplu, îți dădea acolo un certificat de absolvire, adică cumva o formalitate, o recunoaștere, o formalitate de încheiere, cât să ne luăm la revedere, să ne bucurăm că ne-am cunoscut și că am învățat ceva, doar că între timp, văzând că trendul este așa și că nouă ne trebuie credite, cei de la Supertici l-au acreditat la minister și este și este livrat acum de Romanian Business Leaders prin Supertici în mod gratuit, dar în format acreditat prin minister se plătesc creditele. Da, e normal, oricum creditele am înțeles că se plătesc da, și în alte și atunci aceea este forma care are și o coplată, pentru că nu se plătește în totalitate. Romanian Business Leaders, tocmai pentru că vrea să schimbe mentalitatea și lucrul în școală, susține o parte din fonduri. Gata, știu care e următorul curs pe care o să-l fac. Deci este recomandat pentru că, într-adevăr, acolo înveți să vezi nevoia elevului, dar în același timp să o pui în concordanță cu nevoia ta. Și înveți cum să înțeleagă el care ție nevoia. Pentru că ajungi să vezi, să-i vezi pe cei din jurul tău ca pe persoane și nu ca pe obiecte cu care sau te ajut să faci ceva. Sau ca pe coechipieri, nu ca exact. Pe adversari. Nu neapărat adversari. Persoane care sunt acolo ca să-mi fac eu treaba, dar nu-mi pasă dacă au obiective sau nevoi. Deci, povestesc mai multe despre asta, dar uite, poate facem o treabă. Vii tu și mă întrebi pe mine și eu povestesc păi, mai hai multe. Să revenim la rolul meu de invitat și al tău de moderator. Da. Și acum, provocare. O experiență frumoasă ca profesor, de-a unui profesor, coleg sau profesor pe care tu l-ai avut în partea ta de formare. Deci o experiență care ți-o amintești și ți s-a părut așa, wow! Am un articol pe blog, 10 profesori care mi-au influențat cariera. Pe 2 i-am menționat deja și am spus-o și în ce fel au făcut-o. Și mai sunt încă 8, nu o să fac, nu o să înșir pe toți, dar ideea este că ce sunt eu ca profesor e practic suma a câte ceva de la din fiecare ce ai trăit dintre acești, cu fiecare. Exact, de la fiecare dintre acești 10 oameni. Nu vreau să dau doar un exemplu că simt că i-aș nedreptăți pe ceilalți, dar cu siguranță au fost și au fost multe și am avut norocul să fac a doua facultate pedagogie unde 98% dintre profesori au fost profesori de vocație. Profesori care veneau și ne povesteau. Vă dau un exemplu, domnul profesor Viorel Nicolescu la istoria pedagogiei, omul ne vorbea despre, nu știu, Lao Tzu, dar el fusese pe acolo și ne povestea experiența reală.
Vreau să vă zic că am fost la toate cursurile domnului respectiv, n-am scris un rând, că stăteam pur și simplu ca la spectacol. Erai fascinat. Exact, stăteam ca la spectacol și n-am scris un rând, dar mi-a plăcut extraordinar. Și sunt multe exemple din astea, cred că. Da, eu mă gândeam aici, știi că tot vorbim efectele profesorului pasionat și am zis că experiențele astea, bunele practici pe care le avem în clasă, hai să ne gândim la o activitate care ți s-a părut specială și care ar merita făcută și de altcineva. Pe care a făcut-o unul dintre un colegii profesor mei? Pe care l-ai cunoscut. Nu știu, mă gândesc la... Și știi de unde a venit provocarea? Am văzut o fotografie din cele pe care tu mi le-ai trimis, în care copiii aveau niște boomwalkere în mână. Da, sunt niște tuburi muzicale, noi le folosim la petrecerile de copii, dar le aduc și la școală, ca să, asta e poza, ca să dau exemplu diferența dintre leadership și management. Și în prima fază le dau copiilor tuburile și le spun ok, aveți 5 minute să cântați cu ele. Și în general, din fiecare grup, unul sau doi își arogă rolul de lider și încearcă să îi ghideze pe ceilalți și iese ceva gen muzică tribală. Și să spunem că aceste boomwalkere țin toată gama. Da, sunt pe note muzicale. După care eu le spun cum se folosesc fiecare, îi grupez și apoi facem un cântec. Da? Deci nu mai e doar o bătaie de tobe cum ar veni, ci e un cântec în toată regula. Și le spun, ok, într-o firmă e nevoie și de leadership, adică de persoane care să-și asume rolul de conducător, dar e nevoie și de proceduri, e nevoie să știm și cum se folosește fiecare tub în parte. Și mai mult decât atât, e important pentru voi, individual, să vă ascultați sunetul la interior. Că degeaba tu vrei să dai un do dacă dinăuntru tău e sol. Și mai bine să faci ce-ți place și știi că faci bine, decât să te forțezi să iasă altceva. E foarte tare experiența. N-am repetat-o acum de când s-a terminat pandemia, dar uite, acum că văd poza, cred că ar fi momentul, mai ales că se apropie finalul unui școlar, să refacem. Știi că și eu le folosesc la clasă. Bun, da, da. Bănuiesc că la tine se aplică, nu știu, conform programei sau la... Nu numai conform, da, la bine, muzică le folosesc și mișcare conform sau programei, da. Da, le folosesc conform programei și le folosesc la muzică, însă mă ajută, exact cum ai spus, să înțeleagă mai multe lucruri și să-și coordoneze atenția exact. Și mișcarea și să le și placă și să-și și creeze. E ceva, da, e și ceva amuzant. Este adică amuzant, nu... da. Prima dată le-am văzut la colega ta, Merito, Ana Maria Rusu, da, pentru că da. Știi foarte și uite, bine. Apropo de exemple de bune practici, vorbeam cu Ana acum, după ce am intrat în comunitatea Merito și îmi povestea că a văzut postarea asta la mine pe Facebook și că a avut de ținut un eveniment pentru oameni din RBL, din Romania's Business Leaders, pentru antreprenori. Și a preluat modelul ăsta și a ținut cu 300 de oameni în sală și când ne-am văzut la Merito, eu o cunoșteam tot așa, de pe internet, mi-a mulțumit pentru chestia asta și mi s-a părut o chestie foarte tare. Eu am cunoscut-o la Aspire, suntem colegi de acolo și uite, modelele de bune practici date de mai departe, da, uite, și preluate. Aș face o bibliotecă de genul ăsta, da, și cu lecțiile online, da. Aș lua cei mai buni 10 profesori pe disciplina X. Și aș spune, ok, hai să facem, să acoperim materia cu filmulețe. Și acum, din mentalitate deschisă, care sunt cei mai buni 10 profesori? O întrebare grea. Ar trebui să ne gândim care ar trebui să fie finalitatea. Exact. Da? Omul ar trebui să rețină definiția, să aplice definiția, să treacă dincolo de taxonomia asta lui Bloom și să interiorizeze niște chestii. E destul de complicat. Și ajungem în understanding by design, acolo unde... Știu la ce vreau să ajung, știu prin ce vreau să evaluez și dacă eu evaluez prin asta, ce trebuie să le spun ca să știe să rezolve? Da, cu siguranță soluții sunt. Avem. Dar, pentru că ne apropiem, a trecut foarte repede și mi-ar plăcut să stăm de vorbă mai mult, însă se apropie de încheiere discuția noastră în spațiul pe care îl avem și aș vrea să nu ne luăm la revedere înainte de a te provoca să lași un mesaj pentru elevi, un mesaj pentru profesori și un mesaj pentru părinții elevilor, pentru că ei sunt implicați și ajută și susțin partea asta de educație la care noi muncim. Bun. Ca să rezum, pentru că ne apropiem de final, aș spune doar încredere. Da? Aș spune elevilor să aibă încredere în ei,
părinților să aibă încredere în copiilor și în noi, și colegilor mei profesori fix același lucru. Să aibă încredere în ei și în elevii cu care lucrează. Pentru că e foarte important să construim o relație în educație și abia după aia să transmitem și ce avem de transmis conform programei. Pentru că atunci când totul se bazează pe încredere și comunicarea este mult mai deschisă, mult mai fluentă și intră și se magazinează așa cum ne dorim noi, fără să creeze stările de... știu și eu, frustrare anxietate. Sau anxietate și să creeze teama aia cu care vin copiii la școală. Da, îmi place foarte mult cuvântul pe care l-ai ales. Îți mulțumesc tare mult pentru toată discuția de astăzi. Mi-a făcut o deosebită plăcere și tare mult aș vrea să mai stăm de vorbă, pentru că sigur mai ai modele de bune practici pe care trebuie să le împărtășim, pentru că aceste lucruri rămân. Și uite, poate facem biblioteca așa. Da, ar fi o idee. Mulțumesc și eu mult pentru invitație. Mulțumesc echipei tehnice care ne-a ajutat astăzi. Mulțumesc celor care au avut răbdare să ne urmărească până la final și cu siguranță vom mai povesti pe subiectele astea, pentru că, așa cum zice și titlul emisiunii, greu cu educație. Da, dar o dovedim. Mulțumesc mult! Cam atât a fost pentru astăzi, deși ne-am dorit să aflăm mult mai multe și uite că din vorbă în vorbă parcă ne stârnim din ce în ce mai tare și întrebări și răspunsuri și evident, parcă nu e chiar atât de greu cu educația. Dar până data viitoare, când o să mai aflăm câte ceva, vă spun la revedere!